S-a dezechilibrat și observând că această căruță a pierdut controlul, atunci a sărit în fața căruței și roata pur și simplu i-a amputat membru inferior de sub articulația genunchiului. Deci treimea superioară, mijlocie, inclusiv piciorul a fost amputat. A fost pus în gheață și l-am preluat de la colegii care la rândul lor l-au preluat din spitalul de la Baia de Aramă. Pe timpul transportului s-a efectuat tratamentul de specialitate, hemostatice, soluții perfuzabile pentru creșterea volemiei și niște antialgice pentru că avea dureri pe parcursul drumului și a fost adus la UPU Drobeta Turnu Severin. Pacientul a fost internat în Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin pentru îngrijiri. Este stabil respirator și hemodinamic și rămâne sub supraveghere.